Un romașcan care circula pe raza localității Secuienii Noi a pierdut controlul volanului azi noapte din cauza neadaptării vitezei la condițiile de trafic. Autoturismul a părăsit partea carosabilă, ajungând aproape de parcarea unui restaurant aflat pe marginea drumului. Luni dimineață, în jurul orei 1, pe drumul național DN2 în satul Secuienii Noi, a avut loc un accident de circulație, în urma căruia un autoturism de lux a fost grav avariat. Un conducător auto din Roman a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe o parte, intrând cu mașina foarte aproape de terasa restaurantului Mara. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că în timp ce un bărbat de 24 ani din Roman conducea un autovehicul, datorită neadaptării vitezei de mers la condițiile de trafic, exista un carosabil umed, a pierdut controlul autovehiculului, a pătruns pe sensul opus de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în colizie cu un podeț de lemn și holul intrării într-o unitate de alimentație publică. Din primele cercetări, colegii mei au stabilit că acel conducător auto se afla sub influența alcoolului. Permisul acestuia a fost reținut pentru o perioadă de 90 de zile.